Neața, oameni dragi, bine v-am regăsit astăzi la un nou episod șmecheros cu Vice City. Am văzut ultima dată că v-a plăcut episodul. Ho, calmează-te, Vercetti, stai puțin, că încă nu ești în juriști acum, stai puțin, ho, calmează-te. Așa și am avut, frate, 19 like-uri, coaie, 19 like-uri și treaba să mă bucura foarte mult și am zis să mai facem așa încă un episod, vedem cam câte like-uri sunt și ăsta, dacă v-a plăcut la fel de muncă cele așa. Și acum trebuie să omorâm, frate, acum facem un Rampage. Uite-mă, uite-te și eu, deci ăștia n-au plătit banii de... stai unde dracu suntem, bă, au dispărut. Coaie, ăștia n-au plătit, zic cum dracu se cheamă, datoria. Camăta, știi? Ăștia vând droguri la noi pe teren. Ia uite, și ăștia îi susțin. Aoleu. Mușa, mi se zici lui măta, omul, să că-i vrem prea la asta, să-mi bag pula. Auzi ce urăsc eu, frate? Când spun ăștia rușii, că la începutul unui videoclip simpli viet. Fu-tu simpli vietul, mătii. Să zici lui măta simpli viet, când e la mine îmi pune și fac să urle. Aoleu, stai că uite să mor pe ăștia, nu pe poliția ei. Dar mă ocup eu și de ei, nebun. Au te pot Tommy Vercetti, dar nu încerca să fugi de moarte, asta e tot ce te rog. Ia, hai să furăm verzișorii. Au, get him! 91, opa! Au, ce se aruncă ăștia ca Max Payne se aruncă, e nebun. Mamă, dar o grafică asta să-mi ba pula cu aia, aoleu! Trebuie să mai omor încă vreo 17. Dar nu mă pot concentra pentru că poliția mă fugărește, mai avem 14 oameni. Unde dracu mai sunt de buni ăștia, mă? Stai puțin că trebuie să mi-e văd, ia uite-i pe ea. Adică ăștia n-au ce treabă, frate, știi, se vede că aud împușcături pe stradă, dar nu... N-ar fugi, știi, elicoptere de-astea, aulu. Dar nu mă pot concentra și de poliții și de ăștia, coaie. Mai muriți, dracu. FBI-ul. Aulu, 16 secunde. Au. Cred că am să mor. 5 secunde. Din m-am mort. Aaaa, mă, mai sunt 2 oameni. Aaaa, provocare pierdută, băga-mi și pula să-mi va, asta e, frate, asta e. Taci, dracu, din gură, că asta e mașina mea. Asta este un Ferrari Testarossa, parcă. Vedeți, mă, cine știe. Opa. Nu scuz. Trebuie neapărat să fug de poliție, coaie. Dar sunt coza acum dacă merge la vopsitorie, coaie. A, că sunt, ai că sunt ăștia proști rău să-mi bag pula. Dar ce-am făcut, mă, de voi? Acum îmi zgriați vopseaua, mă. Futu-vă în gură să vă fută, așa, dă cu piciorul. O să dau cum, o să dau lui măta un picior în plină până amortește, până o să-i amortească sânii. Na, haide. Acum gata, numai, gata, acum să nu mai sunt, gata, frate. Bă, hai să mergem la cineva, frate, facem acum o mișcare și mergem la fratele Cortez. Și am rezolvat, mă rog, oarecum, frate, am rezolvat treaba asta cu lagul, adică mai e, dar nu mai e, știi, adică sunt zone în care merge destul de ok. Nu știu ce morții mă seare, că am încercat, m-am uitat în folderele jocului să văd ce aș putea să dezactivez, nimic, n-am vrut, pierdui. Acolo merge, la pierdui. Oh, pot să dă thumbnail. Tommy, come and join me. This looks delicious, huh? Copy a snout. No, thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Ah, curierul la mall. Curierul la mall. Mergi să ne întâlnim cu fan curierul la mall, veranda. Da, aș aprecia dacă jocul ar merge mai bine acum, sincer să fiu, aș aprecia enorm de mult. A doua încercare, frate, știi, încercarea moartă n-are coaie. Deci ultima oară am avut coaie 25 de FPS-uri, ești nebun. Acum, frate, văd că am 60. Deci nu știu ce cred eu, frate, că sunt, cred că sunt reflexele coaie. Pentru că altfel... Ai că ți-a zgriat portiera puțin, mai dă-te în slobuz de aici de prost. că atâta te dai jos din mașina după ce că te scapi în cur la orice gugoașă pe care o mănânci, mai faci figuri. Mai dă-te morți, te de aici. Păi nu, dar mă enervează cu ei, știi? Una, două, la tine, gata să mă împuște, dă-te dracu, că poate. Ce? Dă-te, mă, vă comunicați, dai cu bastonul, nu sunt ăsta, mă, heterosexual, lasă-mă dracu în pace. Că eu am făcut o tranzacție importantă aici, da, cu fan curier. A, uite ce muftața are, să-i moară. Au, cam Cortez enemy. Dă-mi ce plan în orice, de acord? Prise impérialiste américaine pig that is propriété of a gouvernement français. Hand it over, you American idiot. They followed you here. Porc imperialist, băgami. Bă, hai repede. Nu. Da, ha, acum să mă căutați, ha. Așa se vă, bă, trebuie viciciti, bă. Așa, dar nu contează, nu săr, eu nu sunt săr, eu sunt gangsterul, frate, eu acum, deci ca să fiu un gangster, trebuie să fiu, mă compor ca un gangster, da? Așa-i, mă, în Vice City, cu aia, deci ca să ajungi să fii gangster, trebuie să crezi că ești gangster, nu? Și gangster ce fac? Să oprezi la poliție, la 2 stele, ea nici la 5 stele, cu aia nu oprezi, apoi la 2 stele, ești nebun, trebuie să... Ia uite, vedeți, așa fac gangsterii, coaie, așa fac gangsterii, frate, vezi că s-a amuzat, ce mă, că să mă doboar pe mine un FPS, frate, un FPS, nu contează, coaie, eu filmez pentru că îmi place să filmez. Ia uite, ia. Vedeți, mă, că nici nu sunt stare să mă țină mie, ia uite ce peiser frumos, vedeți, mă, ce peiser frumos are tata aici. Eee, păi așa da, frate, așa da. Sincer să fiu, frate, dar totuși să scăd de la 25 de FPS mi se pare totuși enorm. Sincer, adică ai cânțele, frate, știi, 40, dar 25 de FPS-uri. Două încolo de treabă, știi? Și am văzut cu aia, bă, știi, sincer să fiu, chiar a rămas plăcut surprins pentru că, bă, nu mă așteptam, știi, să... Am atâta rating, adică, cu aia, totuși, 19 e destul în pana mea, adică. Nu știu ce vorbim aici, bă, și cred că am destui bani să cumpăr și o armă. Și mă duc la munition. Ia, bă, ce să mai mor, ia, dacă mai spui să mă mor unul cu pizza, să știi că nu fac asta, că mi-e milă de el. Nu-i pe stoc, am înțeles. Bă, a, ce mă enervează, acum ne ducem să ne, la a doua misiune, frate. Și e undeva la, cred că e ăla, Alvarez sau undeva îl cheamă pe ăla. Încerc să mai mă mișc așa din cameră și încerc să las așa gen, știi, stabil așa, știi. Ni să v-am mort în casă peste voi. Mama, da, știi, dar nu știu, seara ea are ceva, dar mă, nu contează, frate. O să încerc să mai mă uit să văd ce aș putea să fac într-un fel să... Nu știu, cred că e vorba de reflexie să-l fac să meargă mai bine, frate, știi? Că ziua n-am nimic, dar numai seara e, blestemată. Bă, eu am dat 38 milioane. Merdă-te, să moară, bă. Crosa de oțel. Sau îmi place cum s-a spălat mașina așa random. Poc! Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No, thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. I never had a friend with a weight before. Da, vedeți? 60 de FPS acum curat. Ce să mai zic? E ducătura diavolului, frate. Așa, și acum trebuie să... Și ce îmi place mie că o să urmez acum misiunea de aia la Nao, frate, aia cu... Zic cum dracu se cheamă... Exact, cu aia, cu avionul, frate, avionul morții. De fapt, nu cu elicopterul, pardon, nu cu avionul. Cu elicopterul morții, aia în care trebuie să plantezi bombe. Mă, dar nu, n-am înțeles logica misiunii, deci n-are nicio logică, cu aia, deci dracu-li tămai... Nice ass, baby! What the fuck is... what? Ok, asta făcea... E că de ce dracu te... Deci dita mai gangsterul cu aia, dita mai traficantul de droguri, dar tu plantezi bombe cu un elicopter. Doesn't make any sense cu aia, oricum ai da-o. A, uite, mama, asta-i poți să dă thumbnail, deci nebun, poți să dă fucking așa. Poți să dă thumbnail, așa. Tot ce ușor pot să fac thumbnail aici. Și știu că în ultimul episod știu că am uitat să tai o parte în care vreau să fac thumbnail-ul, știi? Sau asta cu aia, așa. Mamă, cu aia cât de șmire se vede și chiar mi-a spus Big Daddy la un moment dat dacă este remati... Morții măsii cu aia, dacă este resmati... Când ai văzut? Nu, rematizat, schimbat, așa să zic așa. Și e într-un fel e, adică sunt niște moduri de grafică, în sensul să vezi foarte bine la distanță, gen asta mai HD și așa mai departe. În principiu, da, pot să spui că este masterizat, cred că așa se spune, masterizat. Ia uite ce de asta. Așa, deci și de bodyguards ăștia care lucrează pe 2.500.000 și pe bunuri de masă. Așa că am să iau o bută. Cu siguranță buta o să-și facă treaba de minune. Nu ar mai o să-și facă treaba, frate, că e doar o bută, ești nebun. Orice e lung, e și periculos, așa mi-a zis tata la un moment dat. Fiule, ce e lung și mare și gros e periculos. Și n-am mințit. Așa că îi voi aplica așa cu alte tipului ăsta. Tovarășe. Deci... Dar de ce mă vreți să mă... Bă, eu am vrut să cer un autogol, dar poți să te și omori. Vedeți mă ce javre sunt, vedeți? După ce l-am omoră, frate, ia. Ce faceți? A, bă, vor să-și răzbune, mă, fostul patron. A, inimă de leu, ia uite pe bătâna asta. Vedeți, mă, oameni loiali, bă, fratele, oameni loiali, ăștia, bă, ăștia, mă, așa-i cunoști, mă, la momentul de asta îi cunoști. Opa, să nu se cumva să cadă în apă, ești nebun. Ia uite-ți, mamă, coaie, ce grafică are joculețul ăsta. Și n-am mai pus cu fețe în fate pentru că nu mai avea rost să mai pun, știi, adică... Bă, vreau să iau armă cu aia, vreau să-mi iau armele. Și să ne facem acum niște misiuni de-astea șmechere. Bă, ce să-mi iau, frate, vreau să mă schimb cu aia, haine de golf. Dar nu vreau haine de golf, frate, vreau să schimb, dar nu acum. Auzi, știi ceva? Hai să facem misiunea asta, frate, cu avionul, frate, că... Poate reușim să scăpăm cu ea. A, uite, vedeți? Și după aceea, dacă îl cazi cu cumva, spune că e din vina mea, știi? Că din vina mea a murit omul, știi? Că eu sunt de vină, că eu l-am omorât, știi? Că îți dai seama că nu-i ca și când a alergat Brambora pe... Fără să se asigure, știi? Dar eu sunt de vină. Am înțeles, știi? Mă vede că am bani și gata, hai să dăm o judecată, să luăm banii la fraier, știi? Dă-te dreptul de aici. Crezi că nu-i cunoști genul ăsta de oameni? A, uite. Vai, City, cu aia. Dita mai mafiot, o să duce să planteze pe avionul. Bă, Tommy, bă, dai, știi că tu ești deștept, adică văd că... Bă, dar seamănă cu aici, seamănă cu mine, mă jur. Seamănă cu mine nebunul, nebunul de ăsta, mă... A, ăsta e cu aia, era sigur. A, ce râci dau aici, hai să vedeți, mă, vin spre la să-i dea așa o bag de aia. Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development would have faced sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Dacă am un top fan de lângă santier de construcții care trebuie... Dar de ce să nu mă duc eu personal și să plantez bomba? Ce crezi că câțiva muncitori transpirați crezi că o să mă oprească pe mine? What? Bis, mor, aha, recetuis, să-mi bag până recetuis. Mamă, coai, nu știu, bă, recunosc, niciodată n-am făcut această misiune. De niciodată n-am făcut-o, deși ar fi o premieră să să fac. Bun, cred că mai trebuie să mă obișnuiesc să văd cu controlele, frate, știi? De fapt asta pe mine mamă cu aia. A, dar și cum controlez cu aia? Stai puțin. A, dar cine mă grăbește cu aia? Am și o întrebare. Cine mă grăbește? Nu panou cu aia. De ce trebuie să ajung pe timp? Îmi explică și mie cineva concret, adică ca să înțeleg și eu, adică care este scuza, frate? De ce trebuie să ajung pe timp? Și acum o să zică careva, da mă, da, ca să te chinuie, da mă, da. Dita mai coai, dita mai gangsterul coai să se joace cu mașinile astea. Pă bune. Și cum e cu QSIM, așa, apăsând? Pe și cum anume fac coai? Mamă, coai, dar nu înțeleg coai. Așa, perfect, bine că m-a pus eu de lângă. Deci, ok, mamă, timp de... Mamă, coai, de 6. Hai că de-abia am învățat acum să ești nebun să culpez asta. Deci, cred că o să mai... Trebuie asta să mai repet. O mamă, dar blestema să fie la care a făcut mișto asta. Să ba... Sper să facă copiii foarte în baie, nebun să... Uite-te, și tu cum dracu, coaie, un copil de 5 ani să controleze așa ceva, e imposibil, coaie. Dar pe unul de două, e că... Bă, sunt ăștia care au făcut misiunea asta s-au jucat și că Gina au rezolvat-o și sau decât... Lasă că se ocupă proștii ăștia de el. Lasă că suntem mâini bune, frate, ce suntem, scuzați. Lasă că se pricepe, își rupe gâtul. Se grizează el în locul nostru, știi? Adică nu știu cu aia, e bineva și pentru unul de 22 de ani. Care dracu, aia că m-am jucat cu aia la jocul de m-am căcat pe mine, nebun. Dar crede-mă că mișto asta este foarte grea cap. Și dacă mai vine și, dacă o să mai am cumva și lag în jocul ăsta, atunci o să devine numai că de căcat, și mai de căcat. Dar nu-mi dau seama unde anume ar trebui să merg, pe mă duc, dacă mă duc în partea, îmi spuneți că nu-i bine. Deci ce dracu nu pot să controlez asta, să... Mamă, timp 4 minute, pfff. Ok, deci se pare că a doua... Coaie să dea dracu în ăla care a făcut misiunea asta, ești nebun. Doar 2 ținte și 4 minute, bai că nu e atât de lungă. A, mă, cine a pus stâlpul ăla în fața mea? Așa. Mamă, deci îl blestem pe ăla care a făcut mișto asta. Deci mă jur, îl blestem să-i cadă dinții din, să-i cadă proteza din gură. Să se ducă la o întâlnire și să-i cadă proteza în ciorbă, ești nebun. Ha, mă, ia-o, dă-te în cona cu mătii. Bă, da, pe bune, ce-a fost în cap? Deci nu înțeleg. Uite-te ce vreau să facă. Mamă, da, de asta sunteți voi la șantier. Vedeți, bă, ăștia vreau să treacă pe geam, ești nebun. Da, aveți salariul de ăsta mic, știi? Și mă faceți și proteste după aia, că sunteți prea proști în pula mea. Bun. Mamă, o să mor. Mamă, deci îl blestea să-i cadă dinții, ești nebun. Bă, ăla care am mișto să pe bune, deci vreau efectiv să sufere. Dar unde dracu e, frate? Deci pe aici... Ai, mă, coaie, mă. Mamă, lua var. Mamă, și aici sus, coaie. De să fie blestemat ăla care a făcut. Să fie blestemat, coaie, blestem. Deci îl blestem să-i cadă dantura, coaie, ești nebun. Să-i cadă smalțul, ești nebun. Ai, timp, dă-te în morții, mătii. Mă duc și fac altă misiune, ești nebun. Hai de pula. Nu știu, am să fac o emisiune asta de acum și după aceea o să vedem. O mai cec o dată. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's men at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, huh? Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Hai să mergem, frate. Da, ar să facă, mă, vreo câteva misiuni acum, vreo 2 misiuni sau câte mai avem și după aia la sfârșit o să facem și misiunea asta cu aia. Doamne al dracu, du-te și spală-te, bă, boschetarul dracu. Tătarul și scuruțul la pula aia mizerabilă, du-te, gata, mă, gata, am nebunit cu aia, nebun. Ce-ai zis, mă? Așa, băi, m-a tâmpit misiunea cu aia, nebun, și fem după, bă, 60 de FPS, 60, Wagensteichen, Meichen. Gata, mă, calmez, sunt calm. O, legionaros de Bă, mi-ai călcat cu Lambo. M-am băgat sub mașina ta. Tum-tum-tum. Oh, calașul. Stay away from me, man. Man, let's see. Nu știu, am nebunit cu aici, nebun. Krugerul este abilitatea care îți permite să ochești manual persoana întâi. Am înțeles. Deci persoana întâi ochit. Bă, știu că parcă mai era un costum, frate, dar mișto, așa, gen, parcă cu dungi, așa, nu știu, cred că l-a luat mai târziu oricum. Sem priviet, sem priviet. O culoare asta albastră, bă, și chiar să fiu sincer, frate, nu schimbă radical jocul, adică gen schimbă, dar nu schimbă. Știi, adică practic te regăsești în acest, adică, bă, știi că a fost faza, chiar m-am uitat acum câteva zile la Vice City, gen, fără modul și demn, arată groaznic rău. Arată groaznic și, bă, presupun că o să mai face și GTA 4, că mai există tot așa GTA 4 modat și San Andreas modat, știi? Must be Cortez's new gun. Till more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. I'll sing to you. Da, și mi-am amintit că misiunea asta era mișto, frate. Deci ce joacă, mă? Ce mașină, mă? Mustang? Parcă așa e. Mhm. Ăștia sunt oamenii lui Diaz. Acum deja să lucrăm pentru cartel, băiți. Hai chiar să stăm pentru... Ăștia cu siguranță nu par a fi oamenii lui Diaz. Dar nu mai știu, nu sunt sigur. Mamă, dacă eu nu te poți descurca singur, frate. Pă bune. Mai vin. These Asians think they can take on Ricardo Diaz? Mamă, coaie, cât abonetul, coaie. Bă, stați, băi, nu fugiți. E ce asta, mă? Oh. A, uite, mă, ăsta a rămas blocat aici, mașină, ești nebun. Au rămas blocați oamenii în mașină. Futu-i mod, aia, mă, nu fă, am crezut că Jimmy s-a, că e un bug. A? E ok mișina? A, da. Oh, oh, oh. Ok, hai, gata, sunt pe mele lui, îl văd, l-am ochit. Se sperată să nu cumva să mă măcace careva. Hai, repede. N-are nimic dacă cumva aia bubuie mașina, nu zic. Motorul n-are nimic, ok. Gata, frate, și am luat banii lui Diaz, să nu faceți cumva pe eroi. E fain cu aia, și dacă n-am mai fi gen chestia asta cu lagul, noaptea, ar fi și mai șmecher. Shit, where's that guy Lance? You want some trouble, you want some real trouble. My compliments on a job well done, Mr. Thiel. My client was very pleased. I have more work for you with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Omoară-mi nevasta. Aoleu, ce fel de soție cu aia. Cum dracu să te omori soția, frate, adică... Totuși mi se pare barbarul de tot faci chestia asta, adică la modul ce mai sunt, știi... Acum, știi, gândesc cu mintea mea cu aia și da unii... Știi, asta se întâmplă când ai prea mulți bani. Știi, când ai prea mulți bani sau când te vin banii, știi, după ce să nu mai gândești. Și sunt consta că trebuie neapărat să fac misiunea aia, gen... Dawson. Să pară un accident folosind nicio armă, ok. Am înțeles. Na, și nu o să băgă asta nimic ca capul sunt mortă. Aoleu, mamă, fie măsa dracu cu... Măsa cu cine a mai făcut-o de zdranța dracu, vină... Zdranță nebună ce e. Zdranță nebună ce e, vină mă, mamă, tu-s morții, mamă. Și mamă, zici că sunt armanul din Regina pe bune. De asta mă, că te prinde, unde fugi mă de mine, a? Aha, aha, aha. Te-am prins, fă, unde mă ta fugea? Unde mă ta fugea? Unde mă ta fugea? A? 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 Curva asta penală, coaie, asta e o curvă penală, coaie. Asta e o curvă penală. Am plecat, nu te cunosc, nu te-am văzut niciodată. Fie cu Dumnezeu înainte. Așa o să fim, mamă, mama și plouă, plouă. Azi, dracu, plouă, de ce plouă? Afară la mine, nimeni mă plouă. Sunt consta că cuna m-a schimbat. În interior, dacă se vede mișto. Chop your head off! Who is this thickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. A little. Never trust a goddamn horse. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up! Money. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Du-te la casa hoțului și află unde îți ține banii. Da, adevărat că o să fii și fortul și o să aflăm, dar hai. Hai să încercăm că o să aflăm, știi, poate că o să aflăm. Avem acum un PCJ. Și unde se află hoțul, frate? Unde se află hoțul? Hoțul măsii, frate. A, cred că știu mă, e aia cu... în care trebuie să mergem noi la un hot, cu elicopterul cu aia și să-l țintim de acolo. Aia e. Dacă cumva e aia, înseamnă că e blană misiunea. Haide, haide. Vedem acum care mai e faza. Ia pe aici e ceva deschis, nu zic nimic. Opa, un garaj deschis, bă. Mă uitam și așa, că zic că e ceva nou. Știi, pe aici, opa, 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 opa. Asta ce dracu e? Alimentară cu aia, cred că e. Că poate, nu știu, n-am fost pe aici, ok. Ok, hai vedem. Ah, și da, mă, aici știu că știam că și în Vice City, știi, că e faza când era mai mic, am vrut să intru în apartamentul ăia, dar nu puteam, nu știam unde dracu e intrarea, știi? Și, dar nu poți să intri, știi? Și chiar dacă ai putea să intri cu gen cu moduri, gen, ai cădea gen sub hartă și... Ah, stai că n-am aia, stai puțin, bă, bag acum un cheat, frate, mă scuzați, dar... A, fapt, ia stai, ba nu. Ce se întâmplă să... Și dacă n-am niciun fel de armă, coai, cum, ce fac acum? Hai că bag acum un fel de tag tools. Tag... Tools. Să sperăm că... Bă, n-am parolă, coai. Tag... A, mama, frate, futu-s morții, mă, n-am... Să fim mai aproape de el cu aia, știi, să-i zic, să bag acum nutărtul. Nutăr. Gata, frate. Am parolele activate. Nu știu dacă te... A, nu te să le omor, am crezut că trebuia să le omor cumva, știi? Mă scuzați. Mă așteam, îți dai seama că mă așteam de jocul. Asta e, mă duc pe... Pe bune. Îmi păpune. Asta trebuie să fac eu. Ok. Nu e ca și când ăsta s-ar grăbi sau chestii genul ăsta, așa că... Asta este. Sunt găs cum arată molul, frate. Nu mai atrage mine, dar de ce nu l-a atragi pe ăla? Că l-a distruge liniștea publică. Dar când îți zgârii cumva mașina cu auto, ho, hale, vai că stai, că repede să mă sugrum. Cu pulanul peste bot îmi dai. Da, să mă drag, bă, te cași pe tine că ești sabia justiției, sabia pulii tu, băga mea și pula, mă, ta. Clac, clac, bel, clac, clac! Clac, clac, bel, clac, clac! Este ora 15. Este ora 15 și n-am cuvinte. Este ora 15 și n-am cuvinte. Oh my fucking god. Marș, mă, coaie. Mă, dați-mă fugărișul ăsta, coaie. Mă, bă, sincer, coaie. Bă, e așa de... o atmosferă așa de plăcută, coaie, jocul ăsta, să-mi bat picior de nu. Mă, atât de plăcută, coaie, și poate că vreau să filmez, coaie. Ups, hai că oricum am ajuns la timp, frate. Am ajuns la timp. A, de ce să-i fura banii lui Diaz, vreo 3%, coaie, de bun. A, deci am făcut până acum ca să după aceea să nu înțeles. Așa. Aia totul să schimbăm într-acum asta și... Ați face ceva acum miștele lui Diaz și am după aia, deci după miștele asta cu aia... Fapt, știi ce? Bă. Așa, că nu mergea cu aia, asta e BMW M3, bă. Ba nu, ba da, a? M3 e. Bun, asta, băieți, am să mă încercăm o dată să mai facem misiunea asta. Că acum cred că aș ști cum se controlează și... zic cum se cheamă căcatul ăla și aș putea gen să... Nu știu, poate reuși să facem, dacă cumva nu am să fac o savare de pe net, știi? Așa, băieți, cred că acum deja știa, acum că știm exact cam pe ce butoane se controlează și cam pe unde sunt ele exact. Cred că o să fie acum ușor, știi, să sperăm că acum o să-mi iasă din prima. What the f? Ai văzut cum a făcut ăla? What the f? Ok, bun. Acum pe 4 gen învârtim asta. Mergem acum repede la el, vedeți? Că înainte am, știi care a fost faza? Că înainte am și stam mai mult aici, adică gen am pierdut ceva timp. Și nu mult, dar oricum am pierdut, știi, și poate timpul ăsta o să ne folosească gen în momentul când nu o să găsim ceva, știi, bănuiesc. Știi, adică totuși să avem practic 6 minute și să avem 2 bombe. Eu zic că e ceva, frate. Știi. Ok. Au. Ok, ăștia să... Bă, am plantat două de astea și mai avem 5 minute. Și știu că o bombă se află gen la etaj, cum a venit, gen la etaj, dar numai parcă în stânga se afla. Vezi, de ce trebuie să ai și memorie vizuală cu aia, știi? Asta e toată faza, trebuie să ai și memorie vizuală cu aia. Că știi că dacă ai idee cam unde sunt, frate, o să fie din ce în ce mai ușor, știi? Ok. Ok, asta o să luăm noi, bam. Q ca să dăm însă, așa, bun. Vedeți că așa știu, frate, așa mai știu să contuze să ești nebun. Dar nu mă las eu până nu fac pasa complet, ești nebun. Nu ați pe mine o misiune. Dar jur că dacă e să mai fac o dată, dar nu mai fac, ești nebun. Ok, asta facem așa. Mamă, pacă, că zici că fac un puzzle, așa mă simt cu aia. Nu mai știu dacă era a doua scară, vedeți? Ia stai. Ia stai, stai. Ho, ho, nu mai da, mă. Oară fi, aba nu, shit. Am pierdut, să nu cumva să pierd timp, să nu cumva să pierd timp, vedeți? Că m-am mâncat în curs să mă, știi? Bine, coaie, că avem 4, totuși avem 4 minute rămase, dar... Pula mea, știi? Trebuie să-l omor pe ăsta, că ăsta are pistol și nu e bine. Ok, unde drag? E cumva sus? A, ba nu, mă, ba nu, frate, ba nu. A, uite-mă, bă, că am ajuns bine, ești nebun. Oh, yeah. I want to be drilled. Oh, sus, sus, sus. Așa, bine că au ciocane astea. Stai să văd dacă microfonul se aude. Ok, vedeți cum acum m-am descurcat mai bine, frate, deci de cum m-am descurcat față de, dar știi ce mă interesează pe mine, frate, controlul ăsta, știi? Și plus că durează foarte mult până ajungi acolo, frate. Știi că, de exemplu, până ajung eu, de exemplu, să iau bomba, durează cu aia. Practic asta mi-e cel mai mult, nu neapărat găsirea locului, știi? Că... Oh, yeah. Sună atât de romantic când vorbesc ăștia. Bă, coaie, dacă o facem acum, sunt de-a dreptul, sunt kamikaze, 3.000 coaie avem totuși. Deci cred că este aia chiar la ultimul etaj, coaie, la ultimul. Dar nu știu la unde exact. Coaie, uite-te și tu, boss, uite așa chestii sunt după mine, ești nebun. Deci nu mi-e să cred. Boschetari se țin după mine, ai dracul de bulangii infecți. Vă puneți voi cu dragul șatul direcției. Rețineți minte că aici nu avem gen spațiu liber în care puteți să așa, trebuie să folosim doar scările cu aia. Ok, scările, nu mai pierdem timpul, hai repede, repede, repede. Aici, cu aia... Ok, deci aici niciun caz, la ultimul etaj e. Ok. Bă, altundeva n-avea cum. Stai, stai. E mort. Și ultimul, frate. Ultimul. Vedeți, mă, m-am... Coaie, pot să zic că m-am descurcat. A? A? Nu, mă, ta-i... Cum mă, sunt suspendat? Ești prost! Suspendat-i, mă, ta! Dă-te, dracu! Coaie, cum stă suspendată, mă? Aleluia, bă, nu vine să cred că am făcut-o, coaie. Bă, de dacă cumva pierdeam acum, aici... Deci făceam criza, aici nebun. Acum mă duc să salvez garantat, frate, aici nebun, salvez, mă duc să salvez. Coaie, nu vine să cred, dă-te, băi, efectiv, frate, am făcut misiunea asta, gen... completă, coaie. Deci nu, deci e prima oară în viața mea, deci e prima oară în viața mea când fac această misiune, frate, pe bune. Deci nu vine să cred că am reușit, coaie, și când am văzut că stă suspendată în aer, am efectiv turbasem. Bă, lume, că au totul cu acest episod, sper că v-a plăcut, aici am să închei, frate, pentru că am totuși am filmat ceva și cred că v-am și plictisit. Așa, și am să încerc să mai văd ce mai pot să mai fac cu friend drop-urile astea, să mai văd dacă aș putea într-un fel să remediez treaba asta, să văd, poate, nu știu. Așa, bă, sper că v-a plăcut, frate, totuși am făcut miștea asta cu voi, fără să folosiți salvări. Și într-un fel sunt mândru de mine că a reușit. Așa, băieți, că v-am salutat, să aveți o zi până la frumosă, eu am fost Dragul Dumitrescu și vă m-ați urmărit la GTA Vice City. Pa, pa!